Numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh. Amin. Binecuvântează, dragă Gospodine, stare ca să vorbesc. Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miliește-ne pe noi. Hristos a înviat. Iată, cu ajutorul Dumnezeu, am parcurs cele trei zile ale Sfintei Învieri. Praznic de mare bucurie duhovnicească, atât în cer cât și pe pământ. S-a scurs și săptămâna luminată. A fost o săptămână deosebită pentru toată creștinătatea ortodoxă. Acest praznic, după cum știm cu toții, durează 40 de zile, pentru că în jurul lui se învârte toate celelalte praznice duhovnicești și toată lucrarea teologică și duhovnicească a Bisericii. El se prelungește și peste an, căci în fiecare duminică ne aducem aminte de învierea Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Și oare de ce acest praznic durează mai mult și fiecare duminică face iarăși referire pentru înviere? Tocmai pentru că Mântuitorul nostru, Iisus Hristos, înviind din morți, a adus la viață toată omenirea, a deschis raiul, a zdrobit moartea și porțile iadului, ne-a făcut cale la cerul, ne-a făcut cale la învierea cea de obște, ne-a făcut cale la bucuria veșnică împreună cu îngerii. Și tocmai de aceea acest praznic durează mai mult și se face amintire, cum am spus, peste an, în fiecare duminică. Apoi, pentru că acest praznic ne aduce nouă aminte că trebuie să înviem și noi. Să înviem încă de aici, de pe pământ, cu înviere duhovnicească. Mântuitorul a înviat numai trupește, că n-a avut nevoie de o înviere, că nu avea păcat. Dar noi avem păcatul strămoșesc. Noi de la naștere și până murim, suntem supuși păcatului și de aceea trebuie să înviem și duhovnicește și trebuie să participăm și la învierea în ziua cea mare. Deci învierea din morți a Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, este cea mai grăitoare mărturie și dovadă că El este Hristos, Fiul Dumnezeu cel viu, Mântuitorul lumii. El a înviat cu puterea sa dumnezeiască. Cum vedem din Sfintele Evanghelii, poporul iudeu, pentru că nu a crezut și nici nu crede în Mântuitorul nostru Iisus Hristos, totdeauna a căutat să tăgăduiască toată lucrarea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, care a vorbit-o profeții Vechiului Testament, toate minunile care privesc activitatea Mântuitorului nostru Iisus Hristos de la naștere și până la moarte și înviere. Cu atât mai mult învierea o tăgăduiesc și ca să acopere acest lucru pentru omenirea de atunci și pentru toată omenirea de pe parcursul viacurilor, ați văzut că a dat bani.
a pus straj la mormânt, s-a dus, a vorbit cu Pilat și a spus, aveți strajă, întăriți acolo, puneți pecețele, dar Mântuitorul nostru Iisus Hristos, ca Fiul al Dumnezeu și ca Dumnezeu adevărat, și putea să fie ținut de un mormânt, de niște pecețe omenești, și atunci el a înviat din mormânt și ei au dat bani tocmai ca să spună cu minciună omenirii, și această minciună merge și până în zilele noastre și o cred încă mulți. Așa că a fost o minciună că Sfinții Apostoli a luat trupul lui Hristos, l-a furat de acolo din mormânt și au spus celorlalți ucenici, și a spus omenirii că el a înviat din morți. Și tocmai de aceea Mântuitorul, ca să adeverească învierea lui pentru acei de atunci și pentru noi și pentru cei de la, până la sfârșitul veacurilor, a dat aceste semne, ne-a lăsat Sfintele Evangheliei, deci ne-a lăsat cuvintele acestea mântuitoare și în special astăzi Evanghelia arată, poate să zicem așa, mai grăitor și deslușit despre încredințarea că El a înviat din morți, că El este izbăvitorul a toată lumea. Și spune Evanghelia, în ziua cea din treia săptămânii, ușile fiind încuiate și ucenicii adunați acolo de frica iudeilor, seara, a stat Hristos în mijlocul lor și le-a zis, pace vouă. Iată minunii dumnezeiască. Trupul omenesc care l-a luat Mântuitorul nostru Iisus Hristos, afară de păcat, l-a îndumnezeit prin învierea sa și acum nu mai este stăvilar, nici baricade, nu mai sunt ziduri, nu mai sunt obstacole, nu mai este timp, nu mai este spațiu și Mântuitorul trece prin ușile încuiate. Cine dintre oameni poate să treacă prin ușile încuiate? Și numai Mântuitorul nostru Iisus Hristos și trupurile care se vor îndumnezei după învierea și de obște, aceste trupuri, la fel spiritualizate, nu vor mai avea nici timp, nici spațiu, nici aceste baricade. Și a stat deci în mijlocul lor și a făcut această minune că le-a arătat că El este Dumnezeu. Voi puteți trece prin ușile încuiate, ca și cum ar spune, voi ați fi putut trece prin ușile încuiate? Iată, eu am înviat din morți, vă arăt că sunt Dumnezeu. Și, stând în mijlocul lor, le-a arătat mâinile și coasta. Cea mai mare dovadă că El a pătimit pe cruce. Și văzând aceasta, ucenicii s-au bucurat, văzând că este Domnul. Le spusesem înainte, și iarăși vă voi vedea, și vă veți bucura și bucuria voastră nu va lua nimeni de la voi. Am trecut și noi sărbătorile, cum am spus, ale Paștelui. Am avut înainte postul cu osteneala lui. Fiecare cât a adunat în acest post lucrare duhovnicească, s-a bucurat în ziua învierii, unii cu bucurie duhovnicească, așa cum s-au bucurat și Sfinții Apostoli, văzând și acele semne în trupul Mântuitorului nostru, deci unii, după măsura râvnii lor, s-au bucurat cu bucurie duhovnicească, unii s-au bucurat cu bucurie pământească, dacă au rămas tot pământești, poate unii n-au ținut postul sau au ținut numai de bucate și au dat frâul liber la toate celelalte răle ale veacului de acum, cu tehnologia, cu toate celelalte care știți dumneavoastră și cum spune Sfântul Ioan Gur de Aur, postul nu este post atunci când nu este ținut așa cum și rânduiala bisericii și cum ne învață Hristos. Deci s-au bucurat cu bucurie pământească. Unii s-au bucurat cu îndoită bucurie pământească, trupească și duhovnicească. Dar cei care cu adevărat au ajuns la măsură de au întrecut bucuria duhovnicească peste cele pământești, s-au folosit de lucrurile acestea ale veacului, de hrană, mai știu eu, de
toate celelalte ale veacului, de familie, bucuria în familie, în societate, așa, limitat, așa cum spune Sfântul Apostol Pavel într-un loc, ori de mâncați, ori de beți, ori altceva de faceți, toate să fie în slava lui Dumnezeu. Deci cei care cu adevărat au fost la această măsură și păstrează această măsură și caută să desăvârșească aceste măsuri, cu adevărat ei vor ca să ajungă la învierea duhovnicească. Pentru că vedeți dumneavoastră, când răsare soarele, nu se face lumină deodată. Încetul, încetul se dă la o parte întunericul și vine lumina, vine razele soarelui și apare lumina aceasta care a creat-o Dumnezeu, lumina pe cer. Așa este și viața noastră duhovnicească. Nu ajunge omul la măsura învierii duhovnicești deodată. Deci e ciclul acesta al sărbătorilor și a toată lucrarea bisericii se repetă din nou, se repetă nu numai pentru noi care suntem astăzi, se repetă pentru generațiile până va fi pământul acesta. Și sărbătoarea Paștelui, și sărbătoarea nașterii Mântuitorului, și adormirea Maicii Domnului, și toate celelalte pranice, și toate celelalte sărbători, se repetă pentru că și lucrarea noastră nu are sfârșit. Nu am încetat astăzi, gata, am înviat Hristos, am înviat și noi cât am înviat și trebuie să ne prezentăm la învierea de obște. Pentru unii se întâmplă și așa. Neîncetat pe acest pământ să ridică suflet de la cer, așa cum spunea într-o scriere duhovnicească a unei persoane care într-adevăr a trecut de la viață la moarte și Dumnezeu cu pronia dumnezească a revenit din nou pe acest pământ. Și spune că l-a dus Arhanghelul Gavril până la cer și pe lângă ei trecea nenumărate ființe. Și a întrebat, ce sunt aceștia? Sunt sufletele oamenilor care se înalță la cer, se înalță la judecată. Este o judecată particulară și o judecată universală a toată lumea. Deci pentru unii, poate chiar dacă au murit cu o zi, sau cu două, sau cu trei, înainte de învierea Mântuitorului, aceea s-a sfârșit pentru ei. Acest ciclu duhovnicesc al bisericii, această lucrare care a stat-o Mântuitorul în biserica luptătoare de pe pământ. Noi suntem în luptă, până la sfârșit suntem în luptă. Și deși participăm la aceste bucurii ale praznicilor, în măsura încât, în care și noi dăm din ființa noastră, dăm lui Dumnezeu, ne jertfim în a lucra poruncii lui Dumnezeu, ne jertfim în a păstra credința, ne jertfim în a ține crucea care ne-am luat-o fiecare înaintea altarului lui Dumnezeu. Căci ca să poți învia din moartea păcatelor, trebuie să ai credința neștirbită, trebuie să ai lucrarea poruncii lui Dumnezeu, și trebuie, așa cum învață astăzi în această Evanghelie, trebuie să te spovedești. Deci, cum am spus, s-au bucurat ucenicii văzând că este Domnul. Ne bucurăm și noi, auzând că s-au bucurat ei, ne bucurăm și noi că suntem astăzi prezenți aici. Suntem în casa lui Dumnezeu. Ați văzut ce se întâmplă? Care sunteți prin lume, auziți știri, noi nu avem aceste, poate nu le părți prin mănăstiri, mai au, așa, mijloace de informare. Dar în unele țări, chiar prin Siria, unii creștini se jucuiați de vii, se li se taie capturi și câte altele. Ia ca aceia sunt în aceste lupte, pe viață și pe moarte. Noi încă suntem în pace, nu se știe și fiecare cât folosește această pace și această liniște spre folosul sufletesc al lui și spre urcușul duhovnicesc. Deci să profităm de această liniște și pace ca să putem, atunci când va veni războiul, nu zic neapărat războiul conflagrației mondiale, ci războiul care trebuie să-l așteptăm în fiecare clipă, că omul de când se naște și până moare este supus luptei de la trup, de la lume și de la diavolul. Și atunci trebuie să fii pregătit. Lucrările duhovnicești trebuie să lucrezi și să păzești, că diavolul nu doarme, nu este foame, nu este sete,
așa, el caută să surpe suflete, să le împiedice de la învierea duhovnicească, să pui stabilă. Nu vrea ca să ajungi tu acolo să iei locul de unde a căzut el. Oricine ar fi pe acest pământ, și în special vorbim de creștinii ortodoxi. Se vorbește în lung și lat de creștini, de toate nuanțele, catolici, protestanți, luterani, anglicani, mai știu eu, copți, iacobiți, mai știu. Noi, așa cum spune toți Sfinții Părinți, vorbim de credința care a adus-o Hristos, vorbim de credința ortodoxă, vorbim de creștinii care păstrează această învățătură. Și apoi Mântuitorul, după ce i-a încredințat și le-a arătat și aceste semne, le-a zis, iarăși pace vouă, precum m-a trimis pe mine Tatăl, vă trimit și eu pe voi. Și a suplat asupra lor Duh Sfânt și a zis, luați Duh Sfânt, cărora veți ierta păcatele, se vor ierta, cărora veți ține, ținute vor fi. Deci, iată o altă învățătură pentru biserică și numai învățătură, și o taină dumnezeiască care a instituit-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos. A dat-o Sfinților Apostoli și prin ei urmașilor care păstrează drept cuvântul adevărului. Așa cum, după axionul Maicii Domnului, care se cântă în biserică, se face referință la episcopul locului și zice, Doamne, păzește-l în pace, sănătos, drept învățând cuvântul adevărului Tău. Deci a primit urmașii apostolilor, cei care păstrează cuvântul adevărului, cei care păstrează dreapta credință, învățătura. Pentru că atunci când vorbim de biserică, în primul rând, vorbim de învățătura cea dreaptă, învățătura care a adus-o Hristos. Pe această biserică, pe această piatră, voi zidi biserica mea, spune Hristos la mărturia Sfântul Apostol Petru, și porțile iadului nu vor birui. Deci pe mărturia ta și în primul rând pe învățătura care am adus-o eu, așa, această biserică nu va fi biruită nici de porțile iadului. A primit și are putere episcopul și preotul drept slăvitor să lege și să deslege păcatele omenirii. Deci Mântuitorul, suflând asupra lor, a înnoit sufletul nostru. Așa când a fost creat omul, l-a frământat Dumnezeu în mintea noastră, omenește. Că așa spune la creație, că a luat pământ, a făcut frământătură, ca să înțelegem noi cu mintea noastră omenească, îngustă, așa, și a suflat în fața lui Duh din Duhul lui Dumnezeu și a luat omul ființă vie. Pentru că păcatul s-a sălășluit în primii oameni, iată Dumnezeu reînnoiește din nou sufletul omului și suflă în fețele apostolilor și zice, luați Duh Sfânt. Duhul Sfânt înnoiește toate în biserică. Cu Duhul Sfânt se lucrează toate în biserică. Mântuitorul când s-a înălțat la cer, i-a spus Sfinților Apostoli, rămâneți în cetatea Ierusalimului până veți fi îmbrăcați cu putere de sub. Și a venit Duhul Sfânt asupra lor, sub chipul limbilor de foc, ei care până atunci erau necărturari, ei care până atunci nu știau nici o limbă din limbile, sau poate știau unii, din limbile pământului, iată s-au aflat vorbind în toate limbile de pe fața pământului, de ei auzea și înțelegea toată omenirea. Și este important, mulți sunt înțelepți în timpul și în veacul acesta, mulți au această înțelepciune lumească, dar nu au și înțelepciunea Duhului. Vorbești într-o limbă, dar dacă altul nu te înțelege pe tine ce explici, rămâi cu limba vorbit. Sfinții apostoli au vorbit și înțelegea conaționalii lor, în toate limbile care vorbeau ei. Iată cum lucrează Duhul Sfânt în biserică. Ei, să zicem, să facem o paranteză. Căruia din papi sau din cardinali sau din superiorii copților sau a iacobiților sau a anglicanilor sau mai știu eu, de la toate pastorii celorlalte confesiuni, i-a spus, a suflat Hristos în Duhul, în fețele lor și le-a spus, luați Duh Sfânt, care aveți ierta păcatele și vor ierta. Sau căruia
slujitor în ortodoxie, care propovăduiește ecumenismul, acest sincretism de religii, această învăluire satanică, care dintre aceștia i-a spus, luați Duhul Sfânt. Pentru că Duhul Sfânt lucrează numai în adevăr. Hristos se identifică cu adevărul și adevărul este Hristos. Și atunci nu poate să mai lucreze Duhul Sfânt unde acest slujitor al altarelor, și sunt destui în țările ortodoxe, care propovăduiesc acest sincretism al religiilor, această unitate în fără adevăr în dragoste. Dragoste fără de adevăr este dragoste diavolească. Deși noi trebuie să luăm aminte de la învățătura bisericii, să știm cum parcurgem drumul vieții, să știm cum mergem spre învierea noastră duhovnicească, că fără de credință dreaptă, fără de păstori care mărturisesc adevărul neștirbit, fără spovedanie care să o ai de la un păstor care păstrează drept cuvântul adevărului, care îți dă și canon pe măsura păcatelor, nu poți să învii din moartea păcatelor, nu poți să ajungi la învierea duhovnicească încă de aici de pe pământ și nu poți să ajungi la învierea cea de oștie ca să te bucuri cu Hristos și cu sfințe și cu îngeri în cer. Deci să luați aminte, pentru că în veacul acesta, în aceste, să zicem, conjunctură, când oamenii se mișcă în lung și în lat, s-au deschis granițele țărilor și s-a făcut această lucrare în care diabolică, ca oamenii să nu mai aibă să-și câștige existența în țara lor de naștere, în pământul unde a frământat Dumnezeu. Așa, merg peste otare. Cu puțină lor credință care o au, dacă nu sunt atenți, dacă nu caută să-ți sporească duhovnicește, pentru că Dumnezeu este oriunde. Nu este numai în România, este și în Italia, este și în Franța și în Germania și pe toate meridianele, dar îmi e mai greu acolo. Dacă n-ai ajuns să devii o biserică duhovnicească, să-ți faci sufletul biserica Dumnezeului celui viu, să devii templul Duhului Sfânt, acolo puținul care l-ai, îl vei pierde. Pentru că un proverb românesc spune destul de clar, are o încărcătură duhovnicească deosebită. Spune-mi cu cine te însoțești ca să spun cine ești. Deci ei luați aminte. Pentru mamele și tații și în general părinții care de voie, de nevoie au îngăduit copilul să se ducă dincolo. Nu s-au ostenit pentru ei în primul rând să învie din moartea păcatului, să ajungă la un stadiu duhovnicesc. Și nici copiilor nu le-a dat această lucrare să le dea pe Hristos și le-a îngăduit și a mers dincolo să plângă și să bocească pentru ei, ca doar s-or trezi și ei, doar s-or aduce aminte că este o înviere de oște, că este o judecată, că trebuie să ne prezentăm fiecare și dăm răspunsul pentru tot ce am făcut. Și zice, Toma nu era cu cei 12, vorbește de 12, dar știm că Iuda a căzut în apostolie pentru că l-a vândut, a iubit mai mult banii, așa, s-a căit după aceea, căința n-a avut roade, că nici n-a făcut roade. S-a desnădăjduit și s-a dus și s-a spânzurat. Dar Evanghelia vorbește de cei 12, deci Toma nu era cu ei. Și i-a spus ceilalți ucenici, pe parcursul săptămânii, am văzut pe Domnul, am văzut semnul cuilor, am văzut semnul împuns în coasta lui. Și el și-a zis, dacă nu voi pune degetul meu în semnul cuilor și dacă nu voi pune mâna mea în coasta lui, nu voi crede. Iată apostol îndoielnic, dacă, să zicem așa, pentru noi și pentru generațiile care sunt, această îndoială a fost binefăcătoare, ca să zic așa. La 8 zile, iată, s-a aflat din nou ucenicii, tot în aceeași casă, tot în ziua duminicii, și Mântuitorul a intrat din nou pe ușile fiind încuiate, ca și pe el să-i arate minunea. Eu sunt Dumnezeu, am înviat din morți, am trecut pe ușile încuiate, nu mai și mai spune. Lasă îndoiala deoparte. Și i-a spus, mai dinainte știind ca Dumnezeu, Tomu, adu degetul tău și vezi semnul cuilor în mâinile mele și adă mâna ta și o pune în coasta mea și nu fi necredincios, ci credincios.
Și ce a spus atunci Toma? Domnul meu și Dumnezeul meu. Deci l-a cunoscut ca Dumnezeu și ca om adevărat, fără de păcat. Când a zis Domnul, se referă la omenirea Mântuitorului nostru Iisus Hristos, pentru că El în același timp a avut două fire, dumnezeiască și omenească. L-a mărturisit asemenea ca și Sfântul Apostol Petru, că tu a spus că tu ești Hristos, Fiul Dumnezeu celui viu. Deci amândoi au avut aceeași mărturisire. Vorbeam de taina spovedaniei, mă întorc puțin înapoi. A instituit-o Mântuitorul nostru Iisus Hristos astăzi. Mulți au trecut peste postul care a fost înaintea Sfinților Paști și nici abar n-au avut că este o perioadă pregătitoare pentru învierea lor din moartea păcatului. Și că atunci este un timp prielnic de spovedanie și că Dumnezeu a lăsat această putere ierarhilor și preoților ca să lege și să se deslege. Omule, profită de această, ca să zic așa un cuvânt, profită de această mare taină. A trecut postul și în afara postului este spovedanie. Nu să știi când te cheamă Dumnezeu. Dar spovedania nu oricum. Vă mărturisesc cu crucea în mână că am făcut câțiva ani din mila lui Dumnezeu de când sunt și eu în biserică. Am spovedit omenirii din lung în lat, din lungul latul României și de la o parte și de la alta și de peste otare. Pe majoritatea oamenilor i-am găsit cu păcate grele nemărturisite. Durerea cea mare este că și păstorii bisericii banalizează această mare taină dumnezeiască prin care poate să mântuiască suflete, pentru că Mântuitorul s-a jertfit pentru fiecare suflet în parte. Și cum spune El, de-ar dobândi omul toată lumea și dacă și-a pierdut sufletul, zadarnic este. Zadarnic, poți să ai bogăție, poți să ai aurul, poți să ai mașini. Acum majoritatea au, care sunt mai înstăriți, au și mașini, nu numai din cei laici, au și preoții, au și călugării, dar pe seama instituții, nu au particulare. Poate mai au și particulare, nu știu. Dar aici ne cheamă Dumnezeu, nu să strângem cât mai multe valori materiale, nu să facem lucrarea superficială, nu să dăm negru peste verde. Deci pentru preoții dumneavoastră, unii vezi că preotul nu-și face datoria, te întreabă două vorbe și te spune, mergi la împărtășanie, dar conștiința ta e plină de gunoaie și de fără de legi. Și te duci la împărtășanie și iei foc. Vă spun numai o singură pildă. Poate două să vă spun, că fac o paralelă pe marginea Evangheliei. Vine un grup din Ardeal, când eram prin Silistria, și o familie de acolo zice, părinte, barna casă vrea avem. Dar ce dacă casă vrea aveți? Părinte, trosnește casa ca la bombardamente. Se clatină mobilele în camerele noastre. Cad obiectele de pe păreți. Dar nu ne dăm seama de ce. Noi, zice, ne spovedim. Mergem la biserică regulat, ținem posturile, ne rugăm seara și dimineața, ne împărtășim și totuși nu știm de ce se întâmplă lucrul acesta. Ia treceți voi la spovedanie. Și-au venit la spovedanie și când ne-am spovedit, ca să nu zic așa un cuvânt mai greu, s-a făcut părul mășucă. Păcate grele ne mărturisite de ani de zile și luau împărtășanie. Și le-am spus, băi fraților, să sărutați pământul de mii de ori că nu v-a luat Dumnezeu sufletului. Să vă duc în ghiena focului. Pentru aceste păcate vă duceți în ghiena focului. Ați luat până acum numai împărtășarea, numai spre o sândă. Foc pentru focul cel mare. Le-am dat canon, pentru că fără canon, canoanele nu sunt puse din moșul Gheorghe de pe stradă sau mătușa Ileana. Canoanele sunt făcute la cele 7 sinoade ecumenici sub asistența Duhului Sfânt. Cei ce au orânduit Sfinții Părinți au hotărât Duhul Sfânt acolo. Și Sfântul Ioan Gurdeaur îl spune, preote, nu poți să fii nici mai iertător, nici mai canonic. Iertători suntem încă. Dacă omul dă dovadă de pocăință, de zdrobire de inimă, vrea să facă metanii multe, vrea să ajuneze, vrea să facă milostenii după putere. Milostenie nu se dă celui bogat care are putere să dea din belșug. Dă-i tu poți la așa, dă-i tu metanii la așa, să facă el metanii, să se gârbovească din bătănii. Să suferi trupul, până acum obuieșit în mâncare și băuturi și celelalte și în distracții. Așa. Deci canonul are valoare. Și am dat că le-am dat canonul și am să țineți canonul cu silință, țineți poruncile lui Dumnezeu
Și când a venit al doilea post, părinte, s-a liniștit lucrurile. Îți văd 15-20 de ani de atunci, nu mai sunt lucrurile. Iată de ce a instituit Hristos taina spovedanii, fraților, ca să se vindice sufletele, să ajungă la învierea duhovnișească încă de aici și de aici. Astăzi o instituit taina spovedanii, această mare binefacere pentru noi creștini ortodoxi, ca să putem să ne împăcăm cu Dumnezeu. Ori de câte ori am greșit, alergăm, lăcrămăm ca femeia din Evanghelie, ca Sfântul David, spălăm patul cu lacrimi și așa, și cum au făcut jenevinterii și toți ceilalți. Și atunci, pe zi și trece, pe lună și trece, pe an și trece, creștem, se dă acest văl, văl al negurii, al păcatelor, întunericului din sufletele fiecăruia și apare lumina dumnezeiască, apare nădejdea mântuirii, apare bucuria, apare așa lumină de pe tabor, cât o gustă fiecare, cât îl mângâi Dumnezeu, cât fiecare participă la această înviere încă din viața lui. Dar ce-a spus apostolul Toma, deși el a cercat, a văzut și apoi a recunoscut, Domnul meu și Dumnezeul meu ești. Văd atâta omenirii, vede Sfânta Lumină de la Ierusalim. Și catolici, și protestanți, și anglicani, și evrei, și musulmani, și toate liftele de pe fața pământului, toate confesiunile. Deci nu vreau să aud. Unii vin în Sfânta Lumină, numai la ortodoxi. Este o dovadă a învierii Mântuitorului nostru, Iisus Hristos, din mormânt. Este o dovadă că El este în lumina cea veșnică. Și noi, dacă participăm la aceasta, cum am spus, vom fi și noi în lumina aceasta dumnezeiască. Și atunci, iată, atâți necredincioși, atâți, să zicem, ca apostolul Toma, necredincioși, îndoielnici, încă și în ortodoxie. Dacă tu, creștin ortodox, fii bărbat sau femeie, o trecut postul ăsta și nu te-ai spovedit, și nu te-ai spovedit așa cum trebuie, și n-ai reușit măcar să iei aghiazul mare, poate n-ai fost frâne pentru păcate, înseamnă că ai mare îndoială și ești departe de credința și de îndoiala Sfântul Apostol Toma. Măcar de acum Dumnezeu te-ar lumina să înțelegi și tu aceste taine ale bisericii, să înțelegi că fără de spovedanie, fără de credință și fără de împlinirea poruncilor, nu poți să ajungi la înviere, nu poți să ajungi la ridicarea din moartea păcatelor. Așa. Îndoială, deci, peste în toate sferele de activitate. Vedeți câte confuzii se creează acum cu ecumenismul, cu globalizarea, cu toate celelalte, ca să ne împiedice satana, prin slujitorii lor, prin oamenii lor, să ne împiedice de la acest urcuș duhovnicesc, de la înviere. Dacă nu luăm aminte, așa cum a spus și Sfântul Arhanghel Mihail, să stăm bine, să luăm aminte, să stăm cu frică, să luăm aminte. Și a încetat căderea îngerilor. Dacă noi nu luăm aminte și ne dăm pe mâna oricui cu sufletul, atunci se poate întâmpla ca să te poți duși cu părințelul din mânică în iad. Aici mai fac referință la o pildă. Când lucrez cu o creștină care după învierea ei s-a mărturisit la părintele Arsenii Papacioc. Poate ați auzit de părintele Arsenii Papacioc, vreo unul de aici. Dacă nu l-ați auzit, mai citiți măcar cartea asta, Singur Ortodoxia. Și vă destupă la minte că unii încă sunt doielnici în credință. De ce îi lasă pifișori și pifietii să meargă acolo, să căsătorească cu anglicani, cu budiști, cu baptiști, cu catolici, cu câte altele? De ce se întâmplă în Occident cu unii preoți dau împărtășanii cu îngăduință ierarhilor și chiar din țara noastră, la catolici, la protestanți. Așa. Ei, această femeie, în viața ei fiind și ea, să zicem, o femeie mai de vază, intelectuală, avea duhovnic preotul de mir. Nu în jos se împine și un preot de mir, Doamne ferește. Harul este același. Și preoți călugări sunt săracii, și eu nu zic, ultimul de pe fața pământului, care nu-și fac datoria. Și când vine la spovedanie, poate mai folosesc și e machiaj,
Poate mai trei din posturi, miercurea, vinerea. Poate mai merge la câte o distracție și sigur merge. Așa, încălca posturile, poate trupește cu bărbatul și câte alte păcate care se fac. Și când merge, treci la împărtășanie, lasă că Dumnezeu e milostiv, că și preoteasa mea e așa și treci la împărtășanie. Și s-a întâmplat, au trecut ani. Și Dumnezeu a lucrat spre folosul ei și a altora prin ea. S-a îmbolnăvit grav cu inima și a fost dusă la fundeni, duhovnicul ei, preotul de mir, a murit cu două, trei săptămâni înainte de a se întâmpla la cazul cu ei. Pe masa de operație, doctorul a făcut șoptușii ca oameni. A murit gheata femeie. Din ceasul când a murit și până a doua zi, că a fost dată, e mărturie că nu via de morți. A fost dusă din porunca lui Dumnezeu, de înger prin iad. La fiecare păcat, așa cum spune în vămele văzduhului, așa cum spune și în aceie cărțulii, și-ar fi dorit ca fiecare creștin ortodox să o aibă în casă și să o citească, trecerea sufletului Sfintei Teodora prin vămele văzduhului. Sfânta Teodora, ucenica Sfântului Vasile cel Nou, care se prăznoiește la 27 martie. Așa. Și această femeie nemăritată, dacă nu era darul lui Sfântului, nu trece prin văzduh. Deci cu toate că n-am fost măritat, cu păcate, trupești, cu avort, cu toate celelalte. Ei, deci a trecut prin iad și la fiecare păcat o chinuit-o, dragi. Ce s-a întâmplat? Dumnezeu a îngăduit de-o dus-o și în iadul preoților. Iadul preoților e mai strașnic decât toate muncile de dincolo. Pentru că un suflet, așa cum a spus Hristos, valorează mai mult decât tot lumea. Vai prin care vine sminteala, episcop, preot, călugăr, arhimandrit, protosinghel, ieromonah, ce-a fi el, vai prin care vine sminteala și-a smintit-o în suflet de la Dumnezeu, de la mântuirii. Vai și care vine sminteala prin nevoastră? Dacă copiii ei smintit, nu e creșut duovnicește, ca tată și ca mamă, vai și de ce e sminteala? Da, pentru păstor, e apric. Și ce să vezi? L-o găsit în iad. Vai, părinte, aici ești. Dacă n-am ținut la rânduieli bisericii, dacă v-am dat voie la împărtășanii, că când rânduielile acestea duovnicești, v-am dat voie la împărtășanii și ție și la alții, de-a valma așa, iată Dumnezeu a îngăduit să fiu aici. Și o spus așa, când ai să-mi vii, că eu chiar anul trecut am întrebat-o din nou pe telefon, i-am zis, cu adevărat ai fost în iadul preoților? Da, părinte, am fost. Și o spus așa, când ai să-mi vii, să te duci la biserică unde am slujit eu și să-i spui la preotul care am slujit împreună cu el de acel păcat comun. Poate a făcut un păcat în liturghisării, nu știu. Dar el nu mi-a spus. Și când s-a dus la biserică acolo, eu s-a dus la părintele și a spus, părinte, eu viu din iad acum și am spus. Așa au spus părintele, l-am găsit în iad, să spun de acel păcat. El s-a făcut alb cap. Varul a început să tremure, scăpa crucea din mână și a zis, dar tu ești drag sau ești om? De unde știi tu păcatul meu? Părinte, îți spun ce am auzit. Și după aceea s-a mărturisit la părintele Arsenie Papacioc toată viața și a plâns și este o femeie și o creștină exemplu, care într-adevăr merge pe aceste trepte ale urcușului duhovnicesc prin vierii, nu numai pentru ea și pentru celelalte omeniri. Participă la milostenii multe, la rugăciuni, se roagă cu cei care plâng, așa. Și toate celelalte care li șeri Dumnezeu de la un creștin adevărat. Iată, fraților, cum stau lucrurile. Cum stau lucrurile. Dacă noi mai rămânem încă două întoielnici, vedem și Sfânta Lumină, vedem și că agheaza nu se strică la ortodoxi, că poate accidental pe undeva se mai strică, treaba lor, poate din cauza necredinței celor care a fost în casă unde a fost făcută, sau poate pentru încă niște păcate ale preotului, sau poate pentru îndoiala lui în credință și gândirea lui universală, să zic așa, în sincretismul acesta al religiilor, crezând că îl lasă că și aceiași frații noștri, și catolici, și mai știu eu, și cu tare. Nu așa, fraților. De ce e? Țineți-vă de păstori care vă învață drept cuvântul adevărului, păziți dreapta credinței ca lumina ochilor din cap și lucrați poruncile lui Dumnezeu și spovediți-vă așa cum cere biserica, așa cum învață Sfinții Părinți. Cereți-vă canon, nu merge la preot care ți-ți dea canon ușor. Cu canon ușor nu ai să intri în rai. Dacă te ostenești aici, dacă te jerfești aici, dacă plângi aici, dacă suspini aici, dacă ai pus capăt cu toate păcatele aici, și ai mai căzut cumva și iar alegi la spovedanie, așa cum s-a întâmplat la Pateric, a venit un tânăr
călăuzirea unui bătrân. La un timp se duce la el. Părinte, am căzut în fel de fel de gânduri. Ce-ți fac? Ridic-te! Ridic-te cum? Prin spovedanie, prin părere de rău, prin lacrimi, prin suspine, prin jertfe. O mai trec un timp, iar am căzut. Ce-ți fac? Ridic-te iar! Am mai trec un timp, iar o căzut. Ce-ți fac? Iar ridic-te! Până când, părinte? Până la moarte. În ce te va găsi moartea, dar și vei fi judecat. Asta este lucrarea noastră. Vorbe frumoase, cât s-au auzit predici teologice frumoase peste măsură, poate este darul lui Sfântul Ioan Gură de Aur. Eu sunt păcătos nemernic. V-am spus de la suflet ce e și de folos pentru mântuirea fiecăruia. Vreți să înțelegeți? Veți merge acasă cu această învățătură, veți adăuga fiecare la această învățătură, așa, veți spune și altora, pentru că porunca a doua spune destul de clar, să iubim pe aproape ca pe noi înșine. Aproapele nostru sunt cei mai apropiați, tată, mamă, fraților, copii, și apoi tot omul din fața pământului. Dacă ești egoist, n-ai să poți ajunge să te urci pe aceste trepte duhovnicești ale învierii. Și spune Evanghelia că a mai făcut Mântuitorul și alte multe minuni după ce a înviat, care nu s-au scris, dar toate acestea s-au scris ca să credem noi că El este Fiul lui Dumnezeu, cel înviat din morți, și credință, având între aceasta, să avem mântuire și viața veșnică. Să ne ajute Bunul Dumnezeu ca să putem învia din moartea păcatului, să ne ridicăm pe aceste trepte duhovnicești, ca să putem în ziua judecății să ne bucurăm cu sfinții, cu Maica Domnului și cu Îngerii. Amin. Hristos a înviat.